Biserica nu cade. În ziua aceea, rămășița lui Israel și cei scăpați din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul Sfântul lui Israel. O rămășiță, rămășița lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. Isaia, capitolul 10, cu versetele 20 și 21. În viziune am văzut două oștiri aflate într-o luptă crâncină. O oștire avea în frunte stindar de care purtea un semnul lumii, cealaltă avea în frunte steagul muiat în sânge al prințului Emanuel. Steag după steag cădea în țărână, când grupuri după grupuri din oștirea Domnului se uneau cu vrăjmașul și seminție după seminție din rândurile vrăjmașului se unea cu poporul care păzea poruncile lui Dumnezeu. Un înger care zbura prin mijlocul cerului punea stindardul lui Emanuel în multe mâini, în timp ce un general puternic striga cu voce tare: intrați în rânduri, cei credincioși față de poruncile lui Dumnezeu și față de mărturia lui Hristos, să își ocupe acum pozițiile. Ieșiți din mijlocul lor și fiți deosebiți. Lupta era înverșunată. Victoria era obținută când de o parte, când de alta. Apoi, soldații crucii s-au retras ca un stegar care cădea în leșin. Dar aparenta lor retragere era numai ca să câștige o poziție mai avantajoasă. S-au auzit strigăte de bucurie. S-a înălțat un cântec de laudă pentru Dumnezeu și glasuri de îngeri s-au unit în cântare, în timp ce soldații lui Hristos au înfipt steagul lui pe zidurile fortăreței care până atunci era deținută de vrăjmași. Căpetenia mântuirii noastre conducea lupta și le trimitea ajutor soldaților săi. Puterea lui se descoperea cu tărie, încurajându-i să înainteze în luptă până la porți. El îi învăța lucruri extraordinare în neprihănire atunci când îi conducea pas cu pas, biruitor și ca să biruiască. În cele din urmă, victoria a fost câștigată. Oastea care urma steagul cu inscripția, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, a obținut o victorie glorioasă. În lumea noastră există multe doctrine. Multe religii actuale dețin mii și zeci de mii de membri, dar numai una poartă semnătura și peceta lui Dumnezeu. Există o religie a omului și o religie a lui Dumnezeu. Trebuie să ne ațintim privirile către stânca veacurilor. Satana va face minuni ca să înșele. Își va înălța puterea pe poziție supremă. Se va părea că biserica este gata să cadă, dar ea nu cade. Ea rămâne în vreme ce păcătoșii din Sion vor fi cernuți. Pleava va fi separată de grâul prețios. Aceasta este o încercare grea și totuși trebuie să aibă loc. Numai cei care au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor se vor afla printre cei loiali și credincioși. Fără pată sau întinarea păcatului, fără minciună în gură, trebuie să lepădăm haina neprihănirii noastre și să ne lăsăm înveșmântați în neprihănirea lui Hristos. Amin.